Bună, dragilor! Astăzi vreau să vorbim despre cum putem să creștem valoarea nutrițională a alimentelor în procesul de gătire prin utilizarea unor vase care să fie 100% sigure din punct de vedere al sănătății. Majoritatea recipientelor de gătit conțin acel strat antiaderent care, de cele mai multe ori, la temperaturi înalte, elimină toxine care ajung în mâncare, care ajung în corpul nostru și cu care acesta trebuie ulterior să le facă față. Încă de foarte mult timp și aproximativ 8 ani în urmă, de când s-a născut și această pasiune mea pentru stil de viață sănătos, ne-am dorit dintotdeauna o tigaie din fontă. Și am avut perioade și perioade în stilul meu alimentar în care aproape că nu am avut nevoie de vase de gătit pentru că consumam în mare parte, 80-90% alimente crude. Am avut și un an de zile în care nu am avut nici măcar o tigaie în casă, însă tigaia din font a fost mereu pe lista mea de dorințe. Acum 2 ani am primit-o cadou de la mama mea, însă tot nu am folosit-o pentru că încă gătesc foarte puțin la tigaie și mai ales evit absolut să prăjesc. Însă o tigaie din font este de nelipsit într-o bucătărie, așa că... Cățelul este un cățel supărat. Însă o tigaie din fontă este de nelipsit în orice bucătărie, așa că astăzi m-am decis să o despachetez, să o asezonez și în cel mai scurt timp să o și folosesc. Tigaia a venit ambalată așa, este cumpărată din Republica Moldova și este produsă în Ucraina. Și am despachetat-o deja de multe ori și m-am uitat la ea, am admirat-o și nu am putut să nu observ calitatea acesteia. Și o să vă arăt imediat și vouă. Vezi, trebuie să... Era invers. Bun, am aici așa un burete pentru a o curăța. Am aici un manual de instrucțiuni, este în rusă și totodată de prezentare al celorlalte recipiente, tipuri de recipiente pe care le au din fontă. Ceea ce mi-a plăcut foarte mult la acest model de tigaie este că vine cu un capac din sticlă în totalitate, care este mult mai ușor de manevrat. Și să vă arăt și tigaia, aceasta este destul de grea. O să vă arăt așa și pe verso arată exact așa. Are mânerul din lemn, ceea ce mă va ajuta foarte mult pentru că nu se va încinge, iar de asemenea el este detașabil, respectiv atunci când o voi folosi la cuptor voi putea să îl îndepărtez. Văd și un preț aici, este 400 de lei moldovenești, cred că este prețul doar pentru tigaie, nu și pentru capac. Tigaia nu a venit asezonată, așa că abia aștept să vă povestesc și despre acest proces. Între timp, vreau să vorbim despre beneficiile tigăii din fontă. Și o să las tigaia într-o parte pentru că este destul de grea și practic aceste vase din fontă ne stimulează să facem și niște mușchi atunci când alegem să le folosim. Primul și primul lucru care m-a atras la tigaia din fontă și o să-l includ pe primul loc pe lista de beneficii este siguranța din punct de vedere al sănătății folosirii acestor tipuri de vase. Spre deosebire de vasele care au acel strat antiaderent, fie că vorbim de teflon, ceramică sau un orice alt tip de material care promite să fie rezistent în timp la temperaturi mari, fonta nu va elimina niciodată substanțe chimice în alimentele pe care le gătim, pentru că nu le conține. Pe când în timp acel strat antiaderent al celorlalte vase riscă să se uzeze și atunci prin acele mici fisuri vor fi eliminate diverse toxine, cum ar fi aluminiu în alimentele pe care le gătim. Ba chiar mai mult, fierul din tigăile de fontă poate să pătrundă în mâncare și poate fi considerat ca un extra supliment de fier, însă este un fier non-chemic care nu este atât de ușor absorbit în corpul nostru și acest lucru se întâmplă doar atunci când stratul antiaderent pe care l-am creat în momentul asezonării se
deteriorează atunci când folosim alimente care sunt ușor acide. Al doilea beneficiu este conductivitatea termică excelentă. Unul dintre cele mai mari avantaje ale vaselor din fontă este distribuirea uniformă a căldurii, astfel încât alimentele pot fi gătite uniform. Al treilea beneficiu este versatilitatea vaselor din fontă. Acestea pot fi folosite absolut în orice situație. Putem să le folosim atât pe aragaz, cât și pe plita de inducție, la cuptor, pe grătar, chiar și la foc deschis și în special sunt perfecte atunci când vrem să gătim alimente ce necesită tranziție între metodele de gătit. De asemenea, vasele din fontă sunt perfecte pentru a coace pâine în ele, pentru că distribuie uniform căldura și contribuie la crearea acelei cruste crocante. Al patrulea beneficiu al vaselor din fontă este durabilitatea acestora, ceea ce le face să fie foarte și foarte sustenabile în timp. Un vas de fontă poate să dureze o veșnicie dacă este bine întreținut și poate fi transmis și următoarelor generații, iar acestea pot moșteni nu doar amintiri, dar și gusturi delicioase, pentru că cu cât mai des este folosit un vas de fontă, cu atât mai bun devine acesta și alimentele gătite în el devin din ce în ce mai delicioase. Și stratul aderent, care se îmbunătățește odată cu folosirea cât mai des acestor recipiente, devine din ce în ce mai antiaderent. Al cincilea beneficiu care reiese din ceea ce am vorbit anterior este îmbunătățirea gustului alimentelor. Acel efect de seasoning pe care o dă tigaia din fontă alimentelor care sunt gătite în aceasta. Al șaselea beneficiu al vaselor din fontă are legătură cu gătitul sănătos, pentru că vorbim despre păstrarea nutrienților din alimentele pe care le gătim în vasele din fontă atunci când alegem să gătim la un foc lent. Al șaptelea beneficiu este existența unei game variate de vase din fontă, ceea ce ne permite ca să experimentăm în diverse moduri diverse preparate. Și ultimul beneficiu, însă nu cel din urmă, care merită menționat separat, este rezistența vaselor din fontă la temperaturi ridicate, ceea ce are legătură cu versatilitatea acestora, astfel încât le putem folosi în diverse moduri de gătit. Toate aceste beneficii sunt minunate, însă acest video nu ar fi complet dacă nu aș menționa și câteva dintre dezavantajele vaselor din fontă, care sunt absolut sigură că nu te vor împiedica ca să alegi să ai în bucătărie cel puțin un vas din fontă. Primul și primul cel mai mare dezavantaj este greutatea acestora. Sunt foarte grele și pe alocuri greu de manevrat. Al doilea dezavantaj este faptul că necesită o întreținere specială și anume asezonarea, adică formarea acelui strat antiaderent și totodată și o curățire specială. Nu putem să folosim un detergent de vase normal pentru că acesta ar deteriora acest strat antiaderent pe care îl creăm în urma asezonării. Un alt dezavantaj este acela că există riscul ca, dacă acestea nu sunt bine întreținute, să se formeze rugina. Însă nu este un dezavantaj atât de mare pentru că acestea pot fi readuse la viață în orice moment. Al patrulea dezavantaj este încălzirea lentă. Chiar dacă tigăile din fontă rețin foarte bine căldura, acestea necesită un timp extra pentru ca să se ajungă la temperatura dorită. Al cincilea dezavantaj este faptul că reacționează cu alimentele acide, cum ar fi roșiile, oțetul sau vinul. Acestea gătite într-un mod constant într-o tigaie din fontă pot să deterioreze stratul antiaderent pe care îl creăm în urma asezonării și tigaia să necesită o asezonare mai frecventă. Și totodată, eliberarea fierului în alimente poate să le dea acestora un gust metalic, însă asta depinde de preferințele fiecăruia. Tot la dezavantaje putem să includem și faptul că vasele din fontă iubesc flacăra mare. Aceasta este necesară pentru ca căldura să fie distribuită uniform. Și dacă vorbim despre folosirea acestora pe plita de inducție, baza acestora trebuie să fie cât mai plată, astfel încât să intre în contact cât mai bine cu aceasta, pentru ca să poată să se încălzească uniform. De asemenea, pentru că este mai grea și un pic mai dificil de manevrat și totodată necesită un mod de îngrijire mai special, se și încălzește un pic mai lent, ar fi dificil să o folosim în cazul în care vrem să creăm o rețetă simplă ce necesită un timp mai scurt. Însă chiar și așa are foarte multe beneficii care sunt absolut sigură că de foarte multe ori mă va face să o aleg anume pe ea. În ceea ce privește metodele de întreținere a tigăii din fontă, vorbim în primul rând de câteva specificații în ceea ce privește curățirea acesteia. În primul rând nu se va folosi detergent pentru a nu distruge stratul antiaderent care se formează în urma asezonării. Aceasta se va spăla cu apă călduță și o perie și de asemenea se poate folosi și o spatulă din lemn în cazul în care există alimente care s-au lipit. Însă nici într-un caz nu putem să lăsăm această tigaie la înmuiat pentru că există riscul ca să se producă rugină.
Un alt aspect al întreținerii vaselor din fontă este reasezonarea. Chiar dacă aceasta s-a făcut înainte de a utiliza prima dată un vas de fontă, în momentul în care observăm că alimentele încep să se lipească, acesta este un semn că tigaia necesită o reasezonare, adică o refacere a stratului antiaderent. În ceea ce privește stocarea vaselor din fontă, acestea trebuie să fie păstrate într-un loc cât mai uscat pentru ca să se prevină rugina. Și acum, haideți să o asezonăm ca la carte. Acestea sunt mâinile mele care au ținut această tigaie din fontă, care încă nu este asezonată, nu este folosită și din acest motiv am pățit asta. Bun, primul și primul lucru, o să îndepărtez această etichetă. Care nu pare a fi atât de ușor de îndepărtat. Așa, așa. Prima dată este în regulă să folosim detergent pentru că este necesar ca să îndepărtăm toate impuritățile și să o spălăm cât mai bine. Este foarte grea. Este dificil să o susțin. Acum voi îndepărta acest mânier pentru că voi asezona tigaia la cuptor. Ups. Aici observ deja că s-a format rugină, deci îl voi unge cu ulei. Acum o voi șterge bine și chiar o voi pune un pic la foc pe aragaz pentru ca să mă asigur că absolut toată apa a fost îndepărtată pentru ca uleiul să aibă o aderență cât mai bună și să pătrundă în toți porii acestei tigăi. Acesta este un prosop super absorbant pe care pur și simplu îl ador. Tigaia a început deja să se usuce, după cum observ, însă chiar și așa nu am răbdare să aștept, respectiv o voi pune la flacără pe aragaz, pentru ca să mă asigur că fiecare picătură, chiar și de aici, de unde este acest scris, unde prosopul nu a putut să pătrundă, este îndepărtată. Pentru că voi unge tigaia cu ulei atât aici în interior, cât și la exterior. Nu am încălzit-o prea tare și acum evident că trebuie să am grijă pentru că totuși este fierbinte. Cel mai potrivit pentru asezonare este folosirea unui ulei cât mai nesaturat. Și din tot ce m-am informat eu, cel mai recomandat este uleiul de in. Și întâmplarea face să-l am acasă pentru că îl folosesc de foarte multe ori în salată, așa că acum o să mai am încă un motiv în plus să-l folosesc. Tigaia încă este fierbinte și nu pot să o răcesc cu apă rece. Bine, problema ar fi când este impactul rece-cald prea mare, atunci există riscul ca aceasta să se spargă. Nu este cazul acum, dar chiar și așa, voi încerca să o ung cu ulei așa călduță cum este ea. Este important să folosim ulei din abundență pentru că aceasta să pătrundă în toți porii tigăii, dar totodată este necesar ca să întindem acest ulei cât mai uniform, astfel încât stratul antiaderent care se va forma să fie și el uniform. Vom unge inclusiv și marginile, și mânerele, și pe verso. Voi lăsa puțin uleiul să pătrundă, după care excesul de ulei îl voi lua cu un alt șervețel. Îndepărtez acum uleiul în exces și acum, frumos și strălucitor, uns bine cu ulei. Vasul nostru este gata să meargă la cuptor, dar nu înainte de a preîncălzi cuptorul la 230 de grade, se poate chiar și 250. Și acum voi pune vasul de fontă cu fața în jos. E greu să filmez și în același timp să fac toate aceste lucruri, pentru că trebuie să am grijă mereu ca mâinile să fie curate ca să păstrez și camera. Și să-i urăm succes, pentru că va sta acolo pentru următoarele 30 de minute.
Asezonarea vaselor din fontă se poate repeta în mod consecutiv și de câteva ori, chiar și înainte de prima utilizare, pentru că acel strat antiaderent care se formează să fie unul cât mai rezistent, astfel încât gătitul în vasele de fontă să fie unul cât mai plăcut. Eu voi repeta acest proces de 3 ori astăzi și vă voi ține la curent cu rezultatele. Și pentru ca să nu pierdeți niciuna dintre rețetele următoare pe care le voi posta gătite în această tigaie din fontă, vă invit să dați like și subscribe la acest canal de YouTube. Acest gest mă va ajuta foarte mult și mă va motiva ca să fac în continuare astfel de videouri. Sper că v-a plăcut și dacă aveți dorința ca să prepar o anumită rețetă în această tigaie din fontă și să o adaptez unui stil cât mai sănătos, aștept ideile voastre în comentarii. În casă a început să miroase într-un fel, așa că nu uitați să deschideți geamul atunci când faceți acest proces, pentru că încep să doară și ochii. Așa arată tigaia sezonată de 2 ori și cred că este suficient. Și acum pot să încerc prima rețetă.